Sunteți născut în București. Da. Ce înseamnă orașul București pentru dumneavoastră? Orașul București pentru mine înseamnă orașul unde m-am născut, orașul unde m-am format, orașul unde am mers prima zi la școală, prima oră la școală, orașul unde mi-am făcut facultatea, orașul unde am făcut primii pași în muzică, orașul de unde, cum să spun, orașul unde am compus, orașul unde am avut primele succese în meseria mea de compozitor, de artist, și orașul pe care vezi cândva odată, poate cu gânduri mai ciudate, mă gândeam să-l părăsesc, n-am reușit niciodată, deci am rămas bucureștean, așa cum m-am născut, așa cum încă sunt și voi fi probabil până la final. Cum era orașul în vremea copilăriei dumneavoastră și cum mi se pare că arată el astăzi? Sunt foarte multe lucruri schimbate, sunt străzi pe care chiar nu le mai recunoști, sunt străzi unde s-a construit foarte mult, imens s-a construit, și până în 89 și după aia. Chiar m-am întâlnit acum 2 zile cu cineva care tocmai venea din afară și spunea că dacă n-ar avea ghid, n-ar mai cunoaște Bucureștiul. Știu eu, poate parcul în care astăzi ne aflăm a existat dintotdeauna. Țin minte că atunci când era toamnă mă plimbam și îmi plăcea să mă plimb prin frunze galbene uscate. Anumite lucruri care au rămas pe loc și neschimbate. Dar s-au schimbat foarte mult străzi, s-au schimbat foarte mult zone de case vechi care astăzi nu mai există. Deci cineva care, să spunem, a plecat din București acum 30 de ani și vine astăzi, sigur nu mai cunoaște. Sau nu mai cunoaște, are nevoie de un ghid. Ce vă place cel mai mult la acest oraș? Să știi că de foarte multe ori m-am gândit, domnule, un oraș aglomerat, un oraș cu multă poluare, să spunem, un oraș gomotos. Uite că dacă ne-am născut aici, ne-am obișnuit așa și, să spunem, când spunem București, mă întorc la mine acasă, asta înseamnă București, mă întorc la mine acasă. V-ați gândit vreodată să vă mutați din București? Să știi că da, m-am gândit, dar după aia am pus întrebarea unde, după aia ca să pleci din București, să mergi undeva unde să fii cât de cât și aproape de București, dar să ai și o viață pe care noi am avut-o, mă refer artistică. Poate astăzi e mai simplu, altă dată era mult mai complicat, înțelegi? Dar, sigur, îți trebuie o sumă de bani ca să poți să faci o mutare. Plec de aici și mă duc undeva în altă parte. Să-mi construiesc ceva, să fie ceva, în fine, sunt lucruri care țin de detalii și deocamdată nu sunt soluții. Profesia v-a purtat prin multe orașe ale lumii și ale țării. Care este cel care v-a plăcut cel mai mult? Ce să spun? Cel mai mult și cel mai mult... Îmi spun o prostie acum, dar o accept. De multe ori îți pui întrebarea, domnule, ce mașină îți place mai mult? Și răspunsul e simplu, mașina pe care o am. Așa mi-au plăcut orașe, sigur cât am putut să văd. Mi-a plăcut Parisul, mi-a plăcut foarte mult Hamburgul, mi-a plăcut Berlinul. Atunci era partea Berlinului de vest, dar mă gândesc înglobat acum Berlinul mare. Cred că este un oraș imens. Am văzut Moscova, care iarăși e un oraș enorm. Am înțeles că nici Moscova nu mai recunoști astăzi, dacă ai merge să o vezi. Mă refer la orașe reprezentative. Dar vezi că până la urmă te întorci la tine, acasă, unde ai prieteni, unde ai oameni cu care poți vorbi, ai oameni lângă care te poți simți bine și până la urmă spui, domne, e mult mai bine acasă, adică la mine, la București. Ce v-ar place să se schimbe în București? Probabil că ține foarte mult de infrastructură. București ar trebui să aibă infrastructură de oraș modern. Trebuie să aibă foarte multe poduri, foarte multe soluții de a facilita circulația, locuri de parcare care ar trebui organizate nu pe orizontală, strict pe verticală, ceea ce nu s-a făcut absolut niciun în 25 de ani. Se pare că asta este o problemă foarte serioasă, pentru că Toată lumea vrea să vândă mașini și mașinile pe unde să mai circule. Probabil că noi așteptăm epoca mașinilor zburătoare, pe care, nu știu, să le parcăm prin balcoane, pe deasupra blocurilor, nu știu. E o chestiune foarte serioasă, treaba cu locurile de parcare și cu infrastructura Bucureștiului. Deci Bucureștiul ar trebui să nu aibă absolut nicio groapă. Absolut nicio groapă, mai ales că, uite, de o perioadă ne tot lăudăm că suntem europeni, dar doar spunem că suntem europeni, nu prea suntem europeni la punctul ăsta, la capitolul ăsta de fel. Și mă gândesc că, probabil, știu eu, cei care se ocupă și diriguiesc destinele unei capitale numită București ar trebui să fie mult mai serios și mai concentrați asupra acestei probleme care este esențială. După mine, esențială. Care este locul dumneavoastră preferat din București? Mi-a pus o întrebare la care ar trebui să răspund cu mai multe răspunsuri, sincer. Uite, de exemplu, parcul în care suntem e superb. Mai am amintiri, să spunem, și din Cismigiu. Mai am amintiri dintr-un parc care astăzi nu mai există. Pentru că pe vremuri era un hipodrom frumos, un parc frumos, cu iarbă înaltă, frumoasă, bine întreținută. Nu mai există. Este undeva între Calea Plevnei și... nu știu cum se numește strada acum, spre podul Cotroceni, spre Dâmboviță. Deci, practic, e ca un fel de pătrat acolo, pe care s-a construit cândva Casa Radio, care am trecut ieri și mi-am dat seama că ce trist. O construcție splendidă, unde, practic, trebuia să se mute, probabil, Radio România Actualități sau tot ce se numește Radio Național. Și este o clădire făcută praf, împărțită în două. Foarte trist. Foarte trist că ce s-a construit, indiferent când, cum și în ce fel, nu mă interesează, pe mine asta nu mă interesează, pe mine mă interesează dacă era o chestiune utilă. Era o chestiune utilă și nu trebuia făcută zob. Trebuia să profităm de ea. Dar, deci, acolo am făcut sport la vremea respectivă, de asta spun că era un parc care îmi plăcea foarte mult. Făcut sport și, mai bine spus, călărie, obstacole, performanță. Asta când eram copil. Și, sigur, îmi place și parcul Herăstrău foarte mult, dar deja doar parculețul ăsta de aici, Cismigiu, parcul Herăstrău, sigur mai sunt câteva parcuri și în alte zone ale Bucureștiului, unde sunt foarte multe blocuri, cartiere imens de blocuri, foarte multe, sunt totuși puține la numărul de locuitori și la dorințele și la cerințele care ar fi pentru păstrarea unor locuri cu verdeață, cu mai multă liniște. Sigur că ar trebui construite, făcute și, bineînțeles, și îngrijite și iubite. Asta e cuvântul. Trebuie să iubești ceea ce ai și să păstrezi cu drag ceea ce ai, pentru că nu sunt numai pentru mine sau pentru... Astea sunt pentru generații întregi. Iar parcurile sunt, într-adevăr, plămânul unei capitale care, cu cât e mai aglomerată, cu cât e mai poluată, verdele din parcurile astea, pomii, iarba, tot, sunt niște plămâni serioși pentru un oraș poluat. Au început străinii, au început din ce în ce mai mult să vină în București. De ce credeți că ar trebui ei să iubească Bucureștiul? Nu putem să-i rugăm să iubească Bucureștiul. Cei care vin în București ar trebui să, pe unde merg sau pe unde sunt conduși, să meargă și să vadă. Ar trebui, într-adevăr, să se simtă extraordinar și să simtă adevărata ospitalitate a poporului român. Că noi suntem un popor bun, blând și ospitalier. Deci, ospitalitatea ar trebui să fie la ea acasă. Sigur, ne-am modernizat, am împrumutat foarte mult din ce nu e al nostru. Mă gândesc că ar trebui să existe, cum este renumitul carul cu bere, trebuie să existe localuri cu specific românesc, pentru că dacă vine un străin de afară și îl duci la McDonald's sau îl duci și la o pizzerie, așa ceva are de cel puțin 50 de ani la el acasă. La noi acasă ar trebui să găsească altceva. Lucruri tipic cu specific românesc, unde să spună, domne, m-am simțit bine, m-am distrat bine, am mâncat bine, vai ce frumos a fost. Asta e foarte important, pentru că asta putem noi să le arătăm din specificul poporului român din ceea ce putem să numim, da, domne, asta este o chestiune românească. Deci asta ar trebui foarte, foarte mult să fie locuri unde să-i ducem. Sigur, muzee, statui, Ateneu. Ateneu e unul singur, Arcul de Triunf e unul singur, se renovează. Statuia Aviatorilor este una singură, e frumoasă și stă în picioare de când mă știu eu aici. Și multe alte lucruri. Și multe, multe alte lucruri ar trebui să rămână și să fie păstrate, dar avem nevoie de încă alte lucruri care sunt necesare, mă gândesc eu. Deci, și sigur, cum am vorbit noi puțin mai devreme, nu se pot face peste noapte. Lucrurile mai durează, știu eu, o perioadă suficient de lungă ca să ajungem acolo unde practic ne dorim să ajungem. Poate generațiile ce vor veni după noi. Bucureștiul de altă dată sau Bucureștiul de astăzi? Ce ați alege? Vezi, Bucureștiul de altă dată, îi se spunea micul Paris, dar avea un parfum al lui, avea ceva al lui. Astăzi, trecând pe un bulevard care s-a deschis, să spunem aici, între Guvern și Uranus, da? Am văzut stânga-dreapta casele alea vechi, care sunt convins că sunt case de 100 sau peste 100 de ani, iar locurile alea, casele alea nu-și mai găsesc loc acolo, sincer. Ele ar trebui rezolvate, dărâmate și construit într-adevăr altceva, pentru că nu mai putem să trăim la 1900. La 1900 nu se mai poate trăi, astăzi în 2014 sau știu eu în viitor, chestiunile alea trebuie să dispară, mai ales că sunt foarte vechi, sunt deloc recondiționate, garduri ruginite, nu e o imagine plăcută și nici frumoasă, pentru un bulevard larg și lat care s-a deschis aici, între Guvern și, cum am spune, Palatul Parlamentului. Nu, trebuie lucruri noi, lucruri făcute frumos, lucruri sau poate într-o arhitectură, să spunem, care să păstreze un parfum anume, dar vechiturile alea nu mai au ce căuta acolo. Sunt triste. Care este cea mai dragă amintire a dumneavoastră legată de București? Păi, sunt multe. Sunt foarte multe, cum am spus de la bun început. Deci, aici mi-am petrecut copilăria, aici m-am dus la școală, aici m-am dus să fac sport, aici am mers să fiu student. Deci am făcut atât de multe lucruri încât n-aș putea să spun, uite, știi, aia e cea mai frumoasă, aia e cea mai plăcută. Sunt atât de multe, practic, e un parcurs de o viață și mi-e foarte greu să localizez. Uite, ăla a fost momentul cel mai fericit sau uite, ăla a fost evenimentul extraordinar din viața mea. Sunt foarte multe, dar dacă dai timpul înapoi și încerci să o iei de atunci de când erai copil și până acum, îți dai seama că parcă tot a fost un vis. Sincer, ca un vis. Un vis care a trecut prea repede. Ca și cum te culci. Te culci acum să te odihnești și dimineața când te trezești, Doamne, am visat ceva frumos. Așa e și viața noastră. Un vis frumos, mai puțin frumos, dar oricum un vis. Dacă ar fi să transmiteți ceva orașului de ziua lui, care ar fi urarea care i s-ar potrivi cel mai bine? Eu i-aș spune cam așa, dragă oraș București, da? Și toți cei care te vizitează și toți cei care locuiesc aici și te iubesc, să te respecte mai mult, să aibă grijă să fii mai frumos, să aibă grijă să fii mai curat, să aibă grijă să fii mai competitiv, să aibă grijă ca însăși viața celor care trăiesc în București să fie mai frumoasă, mai generoasă. Avem nevoie de oameni care să fie nu știu, iubitori și de orașul lor, iubitori și de locuitorii Bucureștiului, să fim într-un fel, poate mai înțelepți și mai toleranți. Avem nevoie de oameni de factura asta și oameni care să aibă o conștiință mult avansată și să spună, dom'le, ăsta e orașul în care locuiesc eu. Cum mi-l doresc? Curat, cum mi-l doresc? Frumos, cum mi-l doresc? Bine organizat, bine gospodărit. Deci este cercul la care putem, fiecare dintre noi, să participăm cu foarte puțin. Dar dacă fiecare am participat cu foarte puțin, mă gândesc că multe alte lucruri pe care, știu eu, primăriile sau primăria generală nu le poate face în momentul ăsta și atunci fiecare putem să contribuim cu ceva. Vă mulțumesc foarte mult. Cu toată plăcerea. Și la mulți ani București. La fel.